Președintele Klaus Iohannis a reacționat după ce guvernul Florin Câțu a fost demis prin moțiune de cenzură. Într-o declarație de presă, șeful statului a admis că România se află în criză sanitară, energetică și politică. Trist, dar adevărat. Cuvântul care caracterizează cel mai bine România de astăzi este cuvântul criză. Suntem într-o criză a sistemului de sănătate publică, suntem în plină pandemie. Valul 4 ne-a lovit și ne-a lovit rău. Suntem într-o criză a prețului la energie, o criză care este și europeană și globală. Președintele Klaus Iohannis a ales să critique retragerea USR de la guvernare și a afirmat că pentru depășirea crizei este nevoie de soluții și decizii mature. El a anunțat că săptămâna viitoare va convoca partidele pentru consultări. Trebuie să găsim o soluție. România trebuie să fie guvernată. Pandemie, criza prețurilor la electricitate, vine iarna. Toate acestea trebuie să fie rezolvate de cineva. Acest cineva, evident, este guvernul României. Așadar, este nevoie de soluții și este momentul pentru decizii mature. Este nevoie de decizii mature din partea politicienilor, din partea partidelor politice. Pentru a da timp partidelor politice să se întrunească în forurile interioare, să găsească abordări mature și să vină cu ele la consultări, voi convoca consultări cu partidele politice abia săptămâna viitoare. Acum se cere maturitate și responsabilitate.